Astăzi aș vrea să vorbim despre puterea rugăciunii și despre cum poate ea influența viitoarele generații. Dar mai întâi dați-mi voie să vă spun povestea unei femei pe care am cunoscut-o în Ucraina. Mărturia ei uimitoare vorbește despre puterea rugăciunii. Când era doar o copilă, părinții acestei surori au fost arestați și au fost deportați în Siberia într-un lagăr din cauza credinței lor în Domnul Iisus Hristos. Atunci când au fost deportați părinții ei, ea a fost pusă pe un tren spre Siberia, dar spre un oraș unde nu cunoștea pe nimeni. Când a ajuns acolo și s-a dat jos din tren, o doamnă s-a apropiat de ea și a întrebat-o: „Cauți pe cineva, draga mea?” Iar ea a răspuns: „Nu”, și a început să-i povestească ce s-a întâmplat cu familia ei, iar femeia i-a spus: „Nu-i nimic, hai cu mine”. Și de atunci a luat-o în casa ei și a crescut-o. Acea doamnă era credincioasă și a învățat-o tot ce știa despre Domnul Iisus. Copila aceea a crescut mare și atunci când părinții ei au fost eliberați din închisoare, de fapt tatăl ei și-a pierdut viața în închisoare, dar atunci când mama ei a fost eliberată, mama ei a povestit următoarele: „Împreună cu tatăl tău ne-am rugat în fiecare zi pentru tine. Ei nu au putut să fie cu copiii lor sau să facă ceva pentru fiica lor, în afară să se roage pentru ea. Dar Dumnezeu a făcut pentru fiica lor ce ei n-au fost în stare să facă. Dumnezeu poate să facă minuni pentru generațiile viitoare dacă ne punem încrederea în El.” În Biblie mai găsim o astfel de femeie a credinței și a rugăciunii pe nume Ana. Ea a vrut cu disperare să aibă copii, dar era stearpă și a strigat la Domnul: „Doamne, dă-mi te rog un copil!” Iar Dumnezeu a ascultat-o. Dar știți ce a făcut Ana după ce a născut? A dedicat acest copil lui Dumnezeu spunând: „Voi duce copilul ca să fie pus înaintea Domnului și va rămâne acolo pentru totdeauna.” Când începem să gândim și să ne rugăm în felul acesta, Dumnezeu va atinge generațiile viitoare. Prezența mea în acest loc se datorează rugăciunilor bunicii mele, o bunică pe care n-am cunoscut-o și care a murit înainte ca eu să mă nasc. Ea a căutat fața Domnului și s-a rugat pentru tatăl meu, care a luptat în al doilea război mondial, chiar înainte de a mă naște eu. Ea a murit, iar când tatălui meu i s-a născut un fiu, i-a pus numele soțului bunicii mele, adică Semi, care era un om evlavios. Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile pentru că într-o zi am intrat într-o biserică și am auzit Evanghelia și în acel moment Domnul mi-a deschis inima și l-am primit pe Hristos, care mi-a transformat într-un mod radical viața. Și toate acestea s-au întâmplat pentru că bunica mea s-a rugat asemenea Anei. Ea a căutat fața Domnului și s-a rugat, iar Domnul a făcut o lucrare măreață și iată că astăzi mă aflu aici. Vă îndemn, rugați-vă pentru generațiile viitoare, rugați-vă pentru copiii voștri, rugați-vă pentru nepoții și prietenii voștri și veți vedea cum va lucra Domnul.